Mănăstirea Plumbuita din sectorul 2 al capitalei și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Credincioși din capitală și împrejurime au venit să aducă cinstire înainte mergătorului Domnului, înainte Raclei ce adăpostește un fragment din Sfintele Moaște și să participe la Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a vorbit despre Sfântul Ioan Botezătorul ca simbol anticipat al pătimirii martirilor creștini. Prin viața sa ascetică deosebită, prin lupta sa înverșunată față de păcat, Ioan vestește judecata lui Dumnezeu, vestește mânia lui Dumnezeu care trebuiau să se manifeste într-o lume decadentă. În închisoare fiind, Sfântul Ioan Botezătorul a experimentat suferințe greu de imaginat și a spus odată ucenicilor săi, în închisoare fiind, să meargă la Iisus și să-L întrebe dacă El este cu adevărat Mesia sau dacă trebuie să aștepte pe altcineva. A făcut aceasta nu pentru că se îndoia, dar a vrut să întărească credința ucenicilor săi care vor rămâne după el în lumea aceasta. Și Mântuitorul Hristos le dă un răspuns ucenicilor lui Ioan, veniți la el să-l întrebe, și le spune că mergeți și spuneți cele ce auziți și cele ce vedeți, că orbii își capătă vederea, că șchiopii umblă, că leproșii se curățesc, că surzii aud, că morții înviază și săracilor li se binevestește. În ziua pomenirii tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, postul are și scopul de a ne aminti faptul că neînfrânarea sau nepostirea de la patimile trupești intră în conflict cu dreptatea și cu sfințenia lui Dumnezeu și poate duce chiar la uciderea unor oameni nevinovați. Moartea violentă a Sfântului Ioan Botezătorul a fost una fizică, o durere trupească trecătoare, însă crima lui Irod și a Irodiadei și a fiicei lor Salomeia este o moarte spirituală veșnică, o despărțire a sufletului de Dumnezeu, de izvorul bucuriei. Cu ocazia cinstirii ocrotitorului, Mănăstirea Plumbuita a primit o copie a icoanei făcătoare de minuni a Sfântului Ioan Botezătorul de la schitul românesc Prodromul din Sfântul Munte Athos. Icoana va fi așezată alături de racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, aflată în Biserica Mănăstirii din anul 2021. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare. Sfântului Ioan Botezătorul, care este ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri de aproape 500 de ani, prea fericitului Părinte Patriarh Daniel pentru purtarea de grijă și pentru acest mare dar pe care mi l-a făcut astăzi, această icoană, Dulcea Întristare. Nu la întâmplare Biserica a rânduit unicului sfânt din calendarul nostru ortodox, ca ziua în care a trecut de la cele vremelnice la viața cea veșnică, să-i fie rânduită cu post și cu multă rugăciune, pentru că el a fost un postitor desăvârșit și un înfocat cuvântător al cuvântului lui Dumnezeu. Fragmentul din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul a fost primit în urmă cu 3 ani din Sfântul Munte Athos, cu sprijinul părinților de la schitul românesc Prodromu și al părintelui arhimandrit Antipa, starețul schitului Sfânta Ana, care aparține de mănăstirea Iviron.